sono qui, noi dicevamo splendide biografie scritte da Doris Mironescu, despre un scriitor încă prea puțin cunoscut și care, cred întâmplător, și-a ales poate singur o astfel de lansare pentru ziua de astăzi, de 1 iunie, de ziua copiilor. Este un scriitor care, îmbolnăvindu-se, a murit foarte tânăr și a avut o mare sensibilitate pentru tot ce înseamnă inclusiv lumea copilăriei, pentru om în general și pentru tot ce înseamnă lumea copilăriei. A fost un foarte fin analist al subiectului copilăriei și al lui însuși, ca copil. Copil în lume și copil tragic. Cartea lui Doris se numește Viața lui Max Brezat, împotriva biografiei. Este un titlu ales special, foarte provocator de Doris. La această nouă ediție, după ce a beneficiat de o documentare amplă pentru ediția de opere complete Brezat, a tălucat în această ediție un amplu studiu introductiv de teoria literaturii și teoria biografiei. A adăugat niște imagini splendide din romanul lui Blackheart și romanul lui Doris și portretele lui Blackheart și alte câteva fotografii documentare. Este o biografie critică care nu își propune nici să construiască, nici să deconstruiască statui. Este o biografie empatică, dar care nu caută să impună certitudine acolo unde ele nu există, ci mai degrabă este foarte atentă și foarte sensibilă la detaliile și la tot ceea ce compune viața unui scriitor, care el însuși a încercat să-și explice existența prin chiar scrisul lui. O, pentru asta, merită felicitat Doris, este o întreprindere foarte complicată să scrie despre un om care trăiește cumva împrăștiat în corona în tot ceea ce se află în jurul lui. Deci are o viață construită din lucrurile, o viață caleidoscop. Și scrie de undeva pe sub piele. O să încerc să te bagi pe sub pielea unui astfel de scriitor, unui astfel de personaj. Mi se pare foarte curajos, foarte meritoriu. Am aici în mine pe autor, pe Doris Mironescu și doi excelenți scriitori literari și prietenii lui Doris, Radu Bancu și Cosmin Ciocler. Înainte să le dau cuvântul, vă citesc doar un scurt poem trimis de Blackheart într-o scrisoare către prietenul lui Sasha Pano, un poem autoportret, ca să vedem cu cine avem de-a face. Spune Max Blackheart, în vârstă de 24 de ani, trăiește. Trăiește lângă mare, la soare, se preumblă prin nostalgicele curți ale oamenilor și pe trotuarele lise curat de praf. Zărește o fată, un câine sau o scoică. Privește, nu știe, nu înțelege. Conturul visului alunică direct prin lui, în plină și absurdă realitate. Vârtejurile lui nu pot fi închise într-un saltar, iar corăbile lui pornesc fără să se adune. În vidul celor patru alți pereți își sculptează corpul divers. Halucinant de exact, există. Viața lui e precisă pentru că se petrece așa. Scrie întâi sub piele, apoi transcrie pe hârtie. Doris, să-i citesc și mă duc foarte mult că am avut ocazia să redactez cartea asta. Și Radu Bancu, te rog să-mi spun cum ai citit-o sau ai recitit-o. Trebuie să vă mai spun că este o carte unică, nu s-a făcut până acum o biografie de acest fel de lucru, o biografie de fapt completă a lui. Bună seara! E o întâmplare foarte fericită toată această carte. De departe, pentru că Blackheart merita, bineînțeles, o asemenea biografie, deși de fapt nu e biografie, chiar dacă în titlul apare cuvântul viață, ci e o recitire a literaturii lui Blackheart făcută la univers și cu un instrumental pe care nu mai Doris Mironescu le are. Deci, pe de o parte, Blackheart merita din prin cartea asta, pe de alta, e clozar că tocmai Doris Mironescu e cel care o face. Doris Mironescu este în literatura noastră de astăzi, alături poate de Simona Sora,
cel mai laician dintre toți criticii noștri. Singurul care citește literatura, repet, alături poate de Simona Soran, ca pe un document de viață în care e încă palpitul viu al omului care a scris-o, căutând întotdeauna literatură, omul de dincolo de carte, omul de dincolo de suprafața de celuloză, și reconstruindu-l cu o iubire pătimașă și geloasă și pasională pentru literatură, așa cum a făcut Raicu în tot ce a scris. Literatura lui Doris Mironescu nu e altă literatura lui Cridică. Eu l-am cunoscut pe Doris când eram amândoi studenți, când el scria poezie. Și scria o poezie foarte autentică, așa, în siajul expresionismului german, foarte intensă și contorsionată. După care a abandonat poezia, s-a apucat de critică, însă în tot ce face el în scrisul lui critic, este această... El acroșează literatura ca un artist, de fapt. Chiar dacă instrumentarul lui critic e foarte serios. Ediția Blenner pe care a făcut-o, nu aceasta, ci ediția de la, din așa numita serie Pleiad românească, făcută de Eugen Simion, din toate cele 210 ediții critice, mă încumet să spun că lui Doris e cea mai bună. Nu spun doar eu, spune toată lumea bună din critica românească, e minunat ce a făcut Doris acolo, e tot un exemplu de dragoste benedictină și pasionată și hiperprofesionistă pentru literatură. Acum ca să vin la carte. E foarte greu să scrie o carte despre Blenner, despre omul Blenner. Pentru că Blenner s-a extras monomaniacal din literatura lui și a extras cât a putut mai monomaniacal toate datele biografice proprii. A scris împotriva biografiei lui, cum foarte nimerit spune Doris Mironescu. Blenner, deși sigur că trece în pagina scrisă o cantitate foarte mare din biografiile lui, a încercat să scrie împotriva vieții proprii, împotriva biografiei proprii, împotriva bolii, împotriva tuturor datelor imediate ale existenței lui, care îi puteau transforma scrisul într-o enormă melodramă, într-o enormă transcriere a unui destin rupt, părtănit, vulnerat, un destin călcat în picioare de propria viață. Și atunci Blenner e de fapt o enormă absență din centrul literaturii. E un contur uman decupat de autor, cu bună știință, construind o biografie fantasmatică, o biografie alternativă, o biografie care, păstrând cumva încadramentul general al biografiei proprii, de fapt, o traduce fantasmatic, așa cum va face peste multe decenii Mircea Cărcărescu, care are în comun cu Blenner și lucrul ăsta. Iar Doris a trebuit să reconstruiască cu migal această enormă figură umană absentă din literatura lui Blenner, dar prezentă acolo doar ca, cum să spun eu, ca o construcție contrafactuală. Și Doris Mironescu a reconstruit, asta e o mare performanță, a făcut dintr-o absență un om viu. Spunea Marie Vaionescu în prezentarea ei că Doris nu construiește, nu deconstruiește statui. Așa este. Construiește și deconstruiește un om, ceea ce e mult mai greu decât a construit sau a deconstruit statui. E o performanță și știți cum o face? Mi-a adus aminte când am citit cartea asta și în prima ei variantă și acum, mi-a adus aminte de textul lui Lucian Raicu despre Bacovia. Un alt om cu existență vulnerată, hărtănită, distrusă și care de asemenea se extrage cumva din literatura lui, dându-ți tot timpul senzația că e acolo, de fapt, făcând un exercițiu din ăsta de magie literară. Și așa cum Raicu spune despre Bacovia că e un învingător, fără să o spună, și Doris demonstrează, de fapt, că reușind să construiască toată literatura asta profund umană, cu datele propriei umanități, dar extrăgându-se paradoxal din ea, Blenner e, de fapt, un mare învingător. Ce a reușit el e și mare literatură și o mare revanșă asupra propriului destin. M-am uitat la lansarea de la Humanitas Cismigiu pe net atunci când a avut loc și mi-a plăcut să văd că Radu Jude spune ceva foarte asemănător. Că performanța lui Doris Mironescu e că dintr-o absență de destin a construit un destin. Cam asta spunea Radu Jude. Dintr-o absență de biografie a construit o mare biografie. Și e splendid ce a reușit și îl felicit cu toată admirația încă o dată. Și las pe Cosmin Ciocloș să vorbească și să fiți, îl deconstruie pe Cosmin. Și el a început ca un poet real și în scrisul lui despre literatură există
pasiunea asta pe care o poeții pentru scris și dragostea maniacală pentru literatură. Și dacă, atât mai spun, dacă Doris vine din Raicu și un continuator al Lucian Raicu la absolut aceeași altitudine și cu aceleași date și cu aceleași rezultate admirabile, Cosmin Ciocla și vine Milion Vlacu, care e un mare detectiv îndrăgostit și împotrivit de literatură, care s-a transformat din poet în detectiv literar. Mulțumesc, Radu! Să știți că atunci când am auzit de confidentul pe Doris, m-am temut că o să urmeze și eu și nu m-am temut deja. Uite, că fibra mea de detectiv mai ascultă. Acum, știți că meseria asta de detectiv literar e mai plicticoasă decât poate părea, așa încât să mă iertați din start, dacă o să spun lucruri de felul ăsta, lucruri care o să vă îndepărteze un pic, eu sper că nu, fiindcă vreau să vorbesc puțin de tot despre metoda lui Doris Mironi. Ce separă, într-adevăr, această ediție, slavă Domnului că există această ediție, astfel încât Blecher să aibă de adevărat era o biografie, deci o carte accesibilă oricui, tuturor cititorilor care vor să afle asta, fiindcă prima a apărut într-un tiraj confidențial și mie însumi mi-a fost foarte greu să fac rol de ea, a trebuit să mobilizez toate pilele din zona Iașiului și din spațiile limitrofe. Am întrebat prin zeci de anticariate unde este această biografie a lui Max Blecher. Știindu-l pe Doris, dar fiind un cumva rușine să o cer chiar lui. E bine, spuneam că ce separă această ediție a vieții lui Max Blecher de cea din tâi este, în primul rând, studiul introductiv, în care Doris Mironescu face un adevărat tur de forță, totodată teoretic și prozastic. Ce vreau să spun cu asta? Își fixează gama în care are de gând să evolueze și își fixează reperele teoretice de care vrea să se apropie și de care să se ferească. Prima lui premisă e următoare. Biografiile nu sunt la mod. Biografiile nu s-au prea practicat în literatura română. Dacă stăm să ne gândim serios, cred că, sper să nu greșesc și să nu fiu prea adus unii dintre criticii noștri, dar cred că ultima mare biografie a fost un Călinescu, în 1938. O mai fi vreuna de nivelul aceleia? Nu știu. Călinescu scrie despre Creangă. Paul Cornet. Da, ok, zic-o. Da, și stere. Începută și neterminat. Da. Numai că vedeți, e ceea ce spunea Radu Vancu. Cu toată admirația enormă pentru Zigornea, acolo mâna de prozator nu se prea simte. Este o mână de istoric, o mână de documentarist, care știa tot și mai mult decât atât vorba cuiva. Însă senzația mea e că Doris Mironescu preia destul de mult din legatul lui Călinescu, legat de Creangă. El nu spune franc, dar el face aici cam ceea ce face Călinescu în cazul lui Creangă. Știe tot ce înseamnă document și își dă seama că acest document îl face de fapt inaccesibil pe personajul cărții. Asta este marea dramă. E o mare dramă pe care mi-o schematizez, mi-o reprezint așa expresiv în cap printr-un episod din antichitate, o să-l zic de dragul anecdoticii, un episod pus la cale de Caligula, care la un moment dat s-a mâniat foarte tare pe unul dintre supușii lui, atât de tare încât i-a dat un bilețel și a spus, te duci cu acest bilețel la Osia, te îmbarci în nu știu ce corabie și pleci direct în Bithynia la conducătorul castrului nu știu ca. Evident că bietul, amărâtul purtător de bilet, a plecat cu spaima în suflet. Cine știe ce era în biletelul ăla, n-avea voie să-l deschid. Și ajungând acolo, să vedeți cât de mare putea fi cinismul lui Caligula, o să vedeți de ce dau exemplu ăsta, îi înmânează biletul conducătorului, acesta îl deschide și îl citește. Și pe bilet scrie, nu-i face acestui om nici bine, nici rău. Nu era o sentință nocivă, era pur și simplu răzbunarea supremă a unui tip răzbunător și cu o inteligență diabolică. Deci, cam asta e situația lui Blecher, cam asta e situația biografului lui Blecher. Aceea de a-i cunoaște bine
anumite episoade din romane, aceea de a-l documenta și Doni Mironescu a făcut ceva extraordinar din punctul ăsta de vedere. Cred că nu mi-a scăpat nicio cârtiuță pe care o lăsase Zenă. Asta se vede bine din ediție. Dar s-a trezit în situația asta. Cum scriu despre un asemenea om? Despre un om care și-a refuzat cu mâna lui biografia și care, deși începe în Jiduina Luminată, nu-i așa, o carte cu ambiții inițial memorialistice, sfârșește într-un roman. Un om care în prima parte a cărții construiește memorii, în a doua parte a cărții construiește ficțiune. Ei bine, Doris Mironescu era în situația asta. Cum anume poți rezolva așa ceva? Prin empatie. Și aici Radu a pus foarte bine degetul pe rană, numindu-l pe Doris Mironescu drept unul dintre cei mai demn continuatori ai lui Radu. Paginile acestea sunt scrise în buna tradiție a criticului care vrea să fie alături de cel despre care scrie. În buna tradiție a celui care nu vrea să se piardă în chestiuni de verdict, care nu vrea să se piardă în chestiuni de amănunt nesemnificativ, deși le știe cam pe toate. Uitați-vă numai la notele de scrisol ce retorte se conține. Și care, în cele din urmă, caută acele insondabile care niciunuia dintre noi nu ne sar în ochi atunci când vrem să aflăm câte ceva despre cineva. Vă spun sincer, Doris știe tot despre Blaine. Se vede asta. Dar știți ce-l doare pe el? Faptul că nu știe cum suna vocea lui Blaine. Asta mărturisește către finalul cărții. E, să fii atât de pasionat încât să-ți dorești așa ceva, încât să-ți dorești un amănunt de fonotecă, nu unul de bibliotecă, nu unul de cartolină. Să știi cum suna vocea lui Blecher, să știi cum anume se desfășurau micile regii rubice din camera lui Blecher. Sunt amănuntele acestea pe care, în definitiv, niciodată documentul nu le poate furniza. Doris se utilizează întâi documentele, iar apoi vrea să plongeze direct în textul poeziei. După părerea mea, faptul că are această intenție și că o rezolvă așa, transformă deja cartea lui într-una dintre cele mai bune cărți de critică apărute, nu știu, cum vine să zic, în ultimii 30 de ani. Și aici o să fiu puțin răutăcios și voi spune că mă bucur, așa, meschin, de faptul că, deși Max Blecher este un mare autor necunoscut pentru care generații succesive de critici literari importanți au făcut destul de mult, începând cu Ovidiu Stăvânicianu, cu Nicolae Manolescu, cu Mihai Zanfir, pentru a-l scoate din necunoscut, mă bucur, spuneam că până la urmă, cu Radu Gheorghe Foc, până la urmă un critic din generația mea a reușit să ducă lucrul la capăt. Deci, e o bucurie personală și măruntă. Da, nu recunosc. Așa încât te felicit, Doris Mironescu, pentru volumul ăsta. Mulțumesc tare, tare mult vorbitorilor, Marievei, care nu doar că însoțește această carte înainte de când era manuscris, dar iată și la lansările bucureștene a avut mereu cuvinte ca de spus despre ea. Îi mulțumesc lui Radu. Vedeți ce istorie veche avem și ce multă căldură de care aceste cuvinte aproape că te obligă să faci confesiuni și să fii imprudent și toate cine știe poate chiar să vină acolo. Îi mulțumesc lui Cosmin pentru acest sentiment de solidaritate generațională pe care să știți că îl împărtășesc și pe care suntem prea mulți care îl împărtășim. Suntem, într-adevăr, un grup destul de mare de oameni care scriu astăzi despre literatură și îți dau seama că trebuie să scrie altfel despre literatură. Cumva și cartea asta încearcă să facă acest lucru. Sigur că totul pornește de la Blecher și de la scriitura sa particulară și de la problemele cu totul aparte pe care Blecher și le-a pus și care merită investigația, care merită să fie luate în serios, să se caută un răspuns la întrebările pe care Blecher și le pune. Pe de altă parte, sunt și problemele timpului, ca să zic așa. E vorba de felul în care Blecher a fost citit, și de limitările pe care critici și-au fost singuri când vorbim despre opera lui Blecher. Pentru că, deși Blecher a fost redescoperit de pe mari critici, în sfârșitul anii 60, cu Stăvânicianu, cu Manolescu, cu Zanfir, cu Marino, cu Prăvăpescu și așa mai departe, până la
Radu Defeposu. Biografia lui Lehner n-a părut să fie vreodată obiect de atenție pentru acești critici. Biografia în general, și aici e foarte importantă observația lui Costin, în adevăr nu prea avem biografii. Există, în adevăr, câteva biografii, câteva biografii interesante în anii 70-80. Există Zigor, există Ion Băle, să zicem. Însă, prea puțină lume serioasă se apucă de scris biografie. Biografia e o provincie, cum să spun, dubioasă, una de care criticii serioși, care aspiră la mult, la fală, la prestigiu, de care se feresc. Și asta cumva le-a interzis, după părerea mea, accesul la o parte importantă a semnificațiilor care îi trebuie. Lehner scrie despre biografie. Nu spun că scrie biografie. Într-adevăr, aici e o mare și importantă nuanță. Scrie despre biografie, e preocupat de obsedat de fapt de această problemă și a ne interzice să vorbim despre asta, înseamnă a interzice cred accesul la Lehner. Asta e cumva unul dintre lucrurile pe care am considerat necesar să le fac în cartea asta și cred că aici, în momentul de solidaritatea lui Păslin, a putut să se regăsească și să, în fine, să-mi permită și mie să mă socotesc, cum să zic, într-un efort comun cu o serie întreagă de colegi. Pentru că, de fapt, e vorba de a discuta o literatură de acum 80-90 de ani, de niște opere care au fost scrise atunci și care au fost întâmpinate cu uimire și cu entuziasm uneori, dar, pe altă parte, și cu neînțelegere, a le citi astăzi și a le înțelege astăzi și a le înțelege în termeni care, în fond, sunt proprii nouă, poate, mai mult decât cititorilor din anii 30 ai lui Max Lehner. E vorba de a expune problema, într-adevăr, a adevărului biografic. Cât de adevărată se permite să fie o biografie, cât de adevărată poate să fie o biografie. Într-adevăr, este orice preținută semnificativă pentru construcția poveștii unui vieții unui om. Celași pe din afară, pe de altă parte. Cât din materialul scris lăsat de Lehner este operă și cât nu. Va o problemă pe care am discutat-o până la un moment dat, realizând ediția scrierilor lui Lehner. Ei bine, lucrurile astea sunt întrebări care mi se pun cu urgență acum. În epoca post-structuralistă și post-modernistă și post-umană, deci în noi. În o epocă în care personalitatea e tot mai friabilă și tot mai greu de reunit sub o singură etichetă. Într-o vreme în care individul se recunoaște pe sine însuși drept un mozaic, drept ceva făcut din bucăți. Ei bine, Lehner știe aceste lucruri și le spunea. Nu poți, cred, să scrii despre el ignorând lucrurile astea. În plus, ai o șansă unică. Antibiografia, în fine, biografia aceasta pe dos pe care am încercat să o scriu lui Lehner, e un concept care e chiar acum. Nu e foarte vechi, am început și eu cu mine de cele două ediții ale acestei cărți, că s-au scris două antibiografii americane. Dar despre cine? Una e despre Benjamin Franklin, cealaltă e despre Gandhi. De ce acești doi oameni cu destin, aceste două personalități importante ale istoriei lumii, sunt subiecte apte pentru o antibiografie, în timp ce, pe de altă parte, un scriitor care își pune problema eului friabil, își pune problema personalității care se fărâmițează, a crizei de identitate, da? Să nu fie tratată în aceeași timp. Cumva satisfacția să cred că asta e ceea ce trebuia făcut, e ceva ce opera lui Lehner permite și biografia lui Lehner poate solicită. Nu pot să spun mai mult decât atât, deși cuvintele lui atât de empatice ale lui Radu mă îndeamnă să cred, să sper că există o continuitate, o comunicare și eu între mine și Lehner. Nu, comunicare există pe tricoul meu scrie Lehner, ca noi nu putea să scrie. Vă mulțumesc tare mult tuturor celor de față și mulțumesc mult, mult de tot vorbitorilor. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc tuturor și doriți să acord autograful.